Universitatea Apolonia din Iași a organizat pentru studenții de la Facultatea de Medicină Dentară o serie de activități practice, sub titlul Advanced Anteriores Veneers. Scopul workshopului a fost de a familiariza participanții cu tehnologia din domeniul dentar și de a explora utilizarea acesteia pentru realizarea lucrărilor dentare cu o precizie crescută. Workshopul susținut de Sebastian Sos și Muntean Călin în cadrul universității aduce o abordare diferită în vederea realizării fațetelor dentare și a coroanelor executate prin tehnologia CAMP. Acest workshop noi l-am împărțit în două etape. Prima etapă, pe care o prezintă colegul meu Sebastian, se referă strict la stratificarea și reproducerea fațetelor utilizând tehnica analogică și machiajul fațetelor. Practic vorbim despre partea fizionomică pe înțelesul telespectatorilor noștri. Iar în a doua parte a workshopului, eu voi susține o prezentare și un mini curs hands-on cu privire la modalitatea de a executa mezostructura fațetei, pentru că sub ceea ce văd toți telespectatorii noștri la vedete, la televizor, înainte de a discuta și de a ne poza în oglindă cu o fațetă și cu un zâmbet de vis de Hollywood, toți ar trebui să știe că la baza succesului realizării unei restaurări bazată pe fațete dentare stă și fundația. Unul dintre avantajele utilizării tehnologiei digitale față de cea clasică este, în primul rând, precizia cu care se execută lucrarea protetică. O lucrare poate fi făcută digital cap-coadă, la fel aceeași lucrare poate fi făcută parțial digital, și spun parțial, pentru că în anumite situații când pacientul are nevoie de rezultate, să zicem, fizionomice, mult mai complexe decât ceea ce oferă o restaurare full digitală. De ce zic asta? Pentru că în momentul în care frezăm un dinte cu un aparat dintr-un proiect full digital, îl frezăm dintr-un material și suntem cu el la forma finală. Investigația digitală a revoluționat modul în care se realizează diagnosticul și planificarea tratamentelor dentare. Radiografiile digitale oferă imagini de înaltă rezoluție, reducând expunerea la radiații și permițând o diagnosticare mai precisă a problemelor dentare. Tomografia computerizată și imagistica prin rezonanță magnetică sunt tot mai des utilizate pentru planificarea implanturilor dentare și pentru diagnosticul bolilor complexe ale maxilarelor. Tehnologia CAM permite producerea de restaurări dentare personalizate, precum coroane, punți și proteze, folosind modele digitale ale dinților pacientului. Aceste tehnologii permit obținerea de restaurări precise într-un timp mult mai scurt decât în cazul tehnicilor tradiționale.